Stimați colegi, bună ziua! Desfășurăm ședința Guvernului Republicii Moldova, ședința ordinară, miercuri ora 15. Din păcate, încă nu sunt în biroul de serviciu, dar vreau să vă spun că dinamica este pozitivă, mulțumită sau datorită medicilor. Stimați colegi, câteva întrebări. În primul rând, domnul ministru Pavel Voicu, care este starea polițiștilor răniți astăzi în cadrul debandării din fața Parlamentului? Stimate domnule prim-ministru, la moment în fața Parlamentului avem 54 de tractoare, 8 din ele sunt parcate pe trotuară și pe gazonul verde din fața Parlamentului. Aceste 8 tractoare care au încercat să ajungă în fața Parlamentului pe scările din față, a mers și nu s-a subordonat cerințelor legale a polițiștilor de a se opri, astfel a provocat o leziune corporală în formă de traumă la picior la un carabinier, care la moment primește îngrijiri medicale, iar alții 3 au primit răni în regiunea mâinilor, la cap și la abdomen. Sunt în afara pericolului, au fost preluați toți 4 de către ambulanță, primesc îngrijiri medicale la moment. Pe aceste cazuri, pe acțiunile care au fost întreprinse de către protestatari, au fost pornite 2 procese penale, se acumulează toate probele necesare pentru a primi decizie pe marginea acestor acțiuni ilegale. Vă mulțumesc. Domnul ministru Pavel Voicu, vă rog, asigurați ordinea publică. Deci eu nu cred că în autorizația pentru protest acești protestatari au primit permisiune să urce cu tractoarele pe scările Parlamentului. Mai ales că aceste tractoare sunt cumpărate inclusiv din impozitele care le plătesc polițiștii, învățătorii, medicii, oameni de cultură, pentru că ăștia care sunt în fața Parlamentului impozite nu plătesc. Sau dacă plătesc acel la Ștefan Vodă, plătește un leu și primește înapoi 3. Eu nu cred că societatea noastră este gata mai departe să luăm bani de la învățători și medici și să le plătim la liderii agricoli, agrari. Deloc nu cred. Mai ales că anul ăsta a fost recordul alocărilor din bugetul de stat pentru agricultori. 1.280.000.000 de lei. Niciodată în istoria Republicii Moldova, în ani cu mult mai buni ca acesta, nu au fost alocați atâția bani din impozitele oamenilor, repet. Nu din acelor de la Ștefan Vodă și Căușeni, nu de la impozitele care nu le plătește Colța de la Hâncești, dar de la învățători, de la medici, de la oameni care contribuie la buget. De ce, vă rog, asigurați ordinea publică și să ne asigurăm că ceilalți cetățeni Republicii Moldova care le plătesc impozite pentru aceștia care încalcă legislația sunt protejați. Am înțeles, domnule prim-ministru, vom asigura ordinea publică și vom aplica legea atunci când aceasta se va cere. Fiecare cetățean la Republicii Moldova are dreptul la protest democratic, deci liber, dar în limitele legislației în vigoare. Și atunci când atentează la libertatea și dreptul altor cetățeni, poliția și instituțiile statului trebuie să-și facă datoria. Și vă rog frumos să aveți grijă de sănătatea polițiștilor și nu permiteți ca cineva să calce cu tractoarele. Am înțeles. Următorul subiect care am vrut să-l discutăm acum în Parlament, mâine, poimâine, din câte am fost informat, vor fi cel puțin puse pe ordinea de zi legile bugetare. Legile bugetare fiscale, este absolut necesar, stimați colegi miniștri responsabili de promovarea acestor proiecte. Sperăm că o să ajungem la conștiința tuturor deputaților ca să înțeleagă cât este de important să aprobăm aceste bugete. Un moment important aici pentru Ministerul Finanțelor, Ministerul Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, nu este suficient doar aprobarea legilor bugetare, pentru că ele poate fi aplicate anul viitor. Dar este necesar de elaborat și cadrul normativ secundar, acele hotărâri de guvern, doamna Dumbrăveanu, doamna Ivanișchina, care pun în aplicare, de exemplu, majorarea salariilor cu 30% pentru medici, pentru personalul medical de la 1 ianuarie, este posibil de aplicat după aprobarea acelei hotărâri de guvern.
De aceea vă rog în paralel pregătiți hotărârea de guvern astfel încât imediat după ce, sper, legile respective vor fi votate, promulgate și publicate în monitor oficial, până la sfârșitul anului să aprobăm aceste hotărâri de guvern ca pentru luna ianuarie deja personalul medical să primească salarii majorate așa cum e prevăzut în proiectul bugetului pe care noi cu dumneavoastră l-am elaborat. Alt subiect important. Săptămâna viitoare, din câte am fost informați de Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene, la data de 24 decembrie va avea loc procedura, ceremonie de depunerea jurământului noului președinte al Republicii Moldova. Este o ceremonie foarte importantă pentru țară, în aceste condiții, considerând și prevederile legislației referitor la această ceremonie, dar și situația pandemică. Comisia Națională Extraordinară de Sănătate Publică a emis astăzi o hotărâre specială pentru acest eveniment. Rog toți colegii, Cancelarea de Stat, vă rog Palatul Republicii să fie asigurată respectarea acestei hotărâri cu distanță dintre participanți și tot absolut ce e prevăzut în această hotărâre de guvern. Este un eveniment foarte important pentru țară, trebuie desfășurat la cel mai înalt nivel, dar cu asigurarea tuturor rigorilor sanitar-epidemiologice. Și ultimul subiect, dar probabil cel mai important înainte de a procede la examinarea ordinii de zi, stimați colegi, ne apropiem de sărbătorile de Crăciun, de anul nou, în pofida unui an foarte complicat pentru toți, este o sărbătoare la care toți ținem și în primul rând este sărbătoarea micuților și a copiilor care așteaptă această sărbătoare și în special mă refer la copiii care nu sunt în familie, care sunt în instituțiile specializate, diferite, eu știu, avem multe instituții de acest gen. Eu știu că toate ministerele, o mare parte din instituțiile statului patronează instituții de acest gen. Eu vă rog foarte mult să păstrăm tradiția frumoasă pe care o avem noi în fiecare an, să ne ducem la acești copii, să-i bucurăm înainte de sărbătoarea respectivă, așa cum am făcut-o tot timpul. Și îndemn pe toți oamenii de bună credință să facă acest lucru. Pentru că nevoile și problemele vor trece, dar copilașii trebuie să simtă că este sărbătoare. Vă mulțumesc mult, aceasta a fost partea introductivă. Acum propun să trecem la subiectele incluse pe ordinea de zi. Subiectul numărul 1 cu privire la cadre. Rog pe domnul ministru Aureliu Ciocoi, ministrul Afacerilor Externe și Integrării Europene, să prezinte proiectele. Da, mulțumesc, domnul prim-ministru, stimați colegi. În temeiul articolului 86, aliniat 2 din Constituția Republicii Moldova și articolul 10, aliniat 6 din legea cu privire la serviciul diplomatic, se prezintă pentru examinare și aprobare propunerea Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene privind numirea domnului Vladimir Golovatiuc în funcție de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Moldova în Federația Rusă, numirea domnului Emil Druc în funcție de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Moldova în Canada și rechemarea domnului Victor Moraru în funcție de ambasador reprezentant permanent al Republicii Moldova pe lângă Organizația Națiunilor Unite din New York. Înaintând corespunzător președintelui Republicii Moldova proiectele decretelor respective. Totodată, stimați colegi, stimate domnule prim-ministru, în temeiul articolului 10, aliniat 7 din legea cu privire la serviciul diplomatic, prezint pentru examinare și aprobare propunerea Ministerului Afacerilor Externe și Integrării Europene privind numirea domnului Lilian Moraru în funcție de consul general al Republicii Moldova în orașul Nisa, Republica Franceză, cu intrarea în vigoare la data din 1 ianuarie 2021. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnul ministru. Eu am impresia că ați prezentat mai multe proiecte odată. Haideți pe rând. În primul rând, numirea domnului Vladimir Golovatiuc în funcție de ambasador extraordinar și plenipotențial al Republicii Moldova în Federația Rusă. Stimați colegi, dacă sunt careva întrebări, vă rog să expuneți.
Nu sunt întrebări. În aceste condiții, vă rog să aprobăm candidatura domnului Vladimir Colovatiuc. Vă mulțumesc. Folosindu-mă de ocazie, vreau să-i doresc domnului Colovatiuc succese în exercitarea funcției de ambasador la Republica Moldova în Federația Rusă. Este o activitate foarte responsabilă pentru Republica Moldova. Dorim succes și felicităm totodată. Vreau să-i mulțumesc pentru activitatea dumnealui în Parlamentul Republicii Moldova, în Comisia Economiei, Buget și Finanțe. Și, după cum am spus, îi dorim succes în activitatea nouă. Următoarea candidatură a fost numirea domnului Emil Druc în funcție de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Republicii Moldova în Canada. Stimați colegi, dacă sunt careva întrebări, vă rog să expuneți. Nu sunt întrebări. Vă rog să aprobăm candidatura domnului Emil Druc. Aprobat, mulțumesc. De asemenea, îi dorim succes și îl felicităm pe domnul ambasador Emil Druc cu numirea în această funcție importantă și responsabilă. Următorul, rechemarea domnului Victor Moraru din funcție de ambasador, reprezentant permanent al Republicii Moldova pe lângă Organizația Națiunilor Unite. Stimați colegi, vă rog dacă sunt întrebări. Nu sunt întrebări, vă rog să aprobăm proiectul. Aprobat, mulțumesc. Îi mulțumim domnul Victor Moraru pentru activitatea în funcție deținută până în acest moment. Și următorul, numirea domnului Lilian Moraru în funcție de consul general al Republicii Moldova în orașul Nisa, Republica Franceză, contrar în vigoare de la 1 ianuarie 2021. Stimați colegi, dacă sunt careva întrebări, vă rog să-mi comunicați. Nu sunt întrebări, vă rog să aprobăm proiectul. Aprobat, mulțumesc, îi dorim succes domnului Lilian Moraru în funcție de consul general al Republicii Moldova în orașul Nisa. Este o destinație unde avem foarte mulți concetățenii Republicii Moldova și solicităm și rugăm domnul consul să acorde suportul consular tuturor cetățenilor noștri așa cum ei așteaptă. Următorul la capitolul cadre raportor este domnul ministru al Economiei și Infrastructurii, Anatolu Satei. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai guvernului, în timpul articolul 7 litere I din lege numărul 136 cu privire la guvern și al articolul 22 aliniatul 1 litera A și aliniatul 3 din lege numărul 199 cu privire la statutul persoanelor cu funcție de demnitate publică se propune eliberarea domnului Vitali Tarlev de funcție de secretar de stat al Ministerului Economiei și Infrastructurii din data de 18 decembrie 2020 în baza cererii de demisie. Mulțumesc, domnul ministru. Stimați colegi, vă rog dacă sunt careva întrebări să vă expuneți. Nu sunt întrebări, vă rog să aprobăm demisia. Aprobat, vă mulțumesc. Stimați colegi, eu vreau din numele Guvernului Republicii Moldova să-i spunem mulțumim domnului Vitali Tarlev pentru munca extraordinară pe care dumnealui a depus-o în funcția respectivă. Eu vreau să vă spun cu cunoștință de cauză că puțini oameni în sectorul public au făcut atât pentru Republica Moldova pe dimensiunea dezvoltării tehnologiilor informaționale. Regretăm plecarea domnului Vitali Tarlev și dorim succes în activitatea dumnealui. Repet, este un profesionist extraordinar, dedicat și patriot al Republicii Moldova. Succes în continuare domnului Tarlev. Următorul raportor, doamna secretar general al Guvernului, Liliana Iconi, vă rog. Mulțumesc, stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, în temeiul articolului 7 din legea 136 din anul 2017 cu privire la Guvern și al articolului 22 al legii 199 din 2010 cu privire la statutul persoanelor cu funcții de demnitate publică, propun eliberarea domnului Ion Mereuță din funcția de șef al Oficiului Teritorial Hâncești al Cancelariei de Stat, reprezentant al Guvernului în teritoriu din data de 18 decembrie 2020. Rog acceptarea eliberării domnului Ion Mereuță. Vă mulțumesc, doamna secretar general. Stimați colegi, dacă sunt careva întrebări, vă rog să expun. Nu sunt. În aceste condiții, vă rog să aprobăm demisia domnului Mereuță. Aprobat, vă mulțumesc. Continuați, vă rog, doamna Iconi.
În temeiul acelorași prevederi legale, rog acceptarea eliberării domnului Sergiu Jereghi din funcția de șef adjunct al Oficiului Teritorial Chișinău al Cancelariei de Stat, responsabil de raionul Strășeni, din data de 18 decembrie 2020. Rog aprobarea eliberării domnului Sergiu Jereghi. Vă mulțumesc, doamna secretar general. Stimați colegi, dacă sunt careva întrebări, vă rog să-mi comunicați. Nu sunt. În aceste condiții, vă rog să aprobăm proiectul. Aprobat, vă mulțumesc. Acesta este tot la capitolul cadre. Vă rog să procedem la examinarea subiectului numărul 2 de pe ordinea de zi. Și rog pe doamna ministru a Sănătății, Muncii și Protecției Sociale, Viorica Dumbrăveanu, vă rog să prezinte proiectul. Stimate domnule prim-ministru, stimați colegi, prezint atenție dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului pentru modificarea regulamentului cadru al Serviciului de Îngrijire Socială la domiciliu și a standardelor minime de calitate, aprobat prin hotărârea Guvernului 1034 din 2014. Proiectul a fost elaborat în scopul eficientizării mecanismelor de organizare și funcționare a Serviciului de Îngrijire Socială la domiciliu, pentru a satisface necesitățile persoanelor vârstnice, dar și a persoanelor cu dizabilități, beneficiare ai serviciului vizat, inclusiv a mecanismelor de răspuns la necesitățile acestor categorii în situație de pandemie. Astfel, printre prevederile de bază ale proiectului, enunț concretizarea tipurilor de servicii sociale de îngrijire la domiciliu, redefinirea grupurilor de beneficiari de servicii gratuite, ajustarea mecanismului managementului de caz și a standardelor aferente procedurii de admitere, evaluare a necesităților, planificare, prestare, monitorizare, precum și suspendarea sau sistarea serviciului, totodată se propune expunerea într-o redacție nouă a fișei de evaluare a necesităților de îngrijire la domiciliu, luând în considerare particularitățile de vârstă ale potențialilor beneficiari. În contextul celor enunțate, rog susținerea acestui proiect. Vă mulțumesc, doamnă ministru. Stimați colegi, vă rog, dacă sunt careva întrebări, să vă expuneți. Nu sunt întrebări, vă rog să aprobăm acest proiect. Aprobat, vă mulțumesc. Doamnă ministru, vă rog, continuați subiectul numărul 3. Stimate domnule prim-ministru, stimați colegi, prezent atenție dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului pentru modificarea hotărârii Guvernului 159 din 2018, privind aprobarea regulamentului cu privire la modul de stabilire și plata ajutorului material. Prezentul proiect a fost elaborat în scopul eficientizării procesului de compensare parțială a cheltuielilor de transportare de peste hotare a corpurilor neînsuflețite ale cetățenilor Republicii Moldova, precum și de acordare ajutorului material anual unor categorii de cetățeni. Astfel, proiectul prevede concretizarea noțiunii de compensare parțială a cheltuielilor, concretizarea cercului de beneficiari eligibili pentru compensarea parțială a cheltuielilor de transportare, precizarea documentelor necesare pentru acordarea compensației respective, inclusiv atunci când sunt mai mulți solicitanți sau există alte persoane mandatate, stabilirea mecanismului de solicitare și acordarea compensației respective și determinarea procedurii de stabilire a ajutorului material anual în cazul persoanelor care sunt condamnate sau deținute în instituții penitenciare. Reșind din cele enunțate, rog susținerea acestui proiect. Vă mulțumesc, doamna ministru, stimați colegi. Dacă sunt careva întrebări, propuneri, obiecții, nu vânditori, respectiv, vă rog să aprobăm și acest proiect. Aprobat, vă mulțumesc. Subiectul numărul 4, vă rog continuați, doamnă ministru. Stimate domnule prim-ministru, stimați colegi, prezint atenție dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea nomenclatoarelor, prețurilor și tarifelor aplicate de către instituția publică, Centrul Republican Experimental Protezare, Ortopedie și Reabilitare și modificarea unor acte normative. Scopul proiectului constă în ajustarea cadrului normativ pentru asigurarea beneficiarilor cu mijloace ajutătoare tehnice. Astfel, printre prevederile de bază ale proiectului sunt aprobarea prețurilor la unele mijloace ajutătoare tehnice confecționate de către CREPOR, aprobarea prețurilor pentru încălțămintea ortopedică, la fel confecționată de către instituția vizată,
aprobarea tarifelor la serviciile de reabilitare profesională prestate de către CREPUR. Astfel, tarifele pentru confecționarea mijloacelor ajutătoare au fost elaborate în conformitate cu metodologia de calculare a prețurilor, aprobate prin hotărârea Guvernului 242 din 10 aprilie curent, iar pentru serviciile de reabilitare, în baza metodologiei aprobate prin hotărârea 272 din 2017. De asemenea, se stabilește nomenclatorul codificărilor mijloacelor ajutătoare tehnice și se specifică în același timp că actualizarea prețurilor se realizează ca urmare a schimbării prețurilor, a salariilor, a creșterii anuale a indicelui prețului de consum în raport cu anul precedent. În contextul celor expuse, rog susținerea proiectului prezentat. Vă mulțumesc mult, doamna ministru, stimați colegi, întrebări, propuneri sau obiecții dacă sunt. Nu avem. În aceste condiții vă rog să aprobăm și acest proiect. Vă mulțumesc. Aprobat. Doamna ministru, vă rog să continuați. Stimate domnule prim-ministru, stimați colegi, propun atenției dumneavoastră proiectul cu privire la aprobarea cerințelor minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă. Din start enunț că acest proiect realizează transpunerea dispoziției Directivii 89 a Consiliului din 30 noiembrie 1989 privind cerințele minime de securitate și sănătate pentru utilizarea de către lucrători a echipamentelor individuale de protecție la locul de muncă. Potrivit proiectului, angajatorii vor avea obligația de a evalua, selecta, furniza și întreține echipamentul individual de protecție utilizat de către lucrători la locul de muncă. Totodată, la selectarea echipamentului individual de protecție, aceștia în mod obligatoriu vor evalua și posibilele pericole. Proiectul prevede un șir de alte cerințe minime pentru cadrul legal în domeniul securității și sănătății muncă, îmbunătățirea condițiilor de muncă, sporirea performanțelor profesionale și micșorarea numărului de persoane care vor fi afectate de condiții de muncă nocive și periculoase. În prezent, prevederile legale aplicate sunt Legea Securității și Sănătății în Muncă din 2008 și regulamentul privind modul de organizare a activității de protecție a lucrătorilor la locul de muncă și prevenirea riscurilor profesionale aprobată prin hotărârea 95 din 2009, dar și alte cerințe minime în care se stipulează obligația angajatorului de a acorda echipamentul individual de protecție și dreptul salariatului de a beneficia de el. Proiectul a fost supus consultărilor publice, a fost avizat de către toate autoritățile interesate, inclusiv de către partenerii sociali, fiind expus expertizei de compatibilitate juridice și anticorupție. Rog susținerea acestui proiect. Vă mulțumesc, doamnă ministru, stimați colegi. Vă rog, dacă sunt întrebări. Nu sunt întrebări, vă rog să aprobăm și acest proiect. Aprobat, vă mulțumesc. Doamna ministru, vă rog, subiectul numărul 6, tot dumneavoastră. Mulțumesc mult, stimate domnule prim-ministru, stimați colegi. Prezint atenție dumneavoastră proiectul de lege pentru ratificarea Convenției Organizației Internaționale a Muncii 161 privind serviciile de sănătate ocupațională adoptată la Geneva la 26 iunie 1985. Scopul proiectului constă în protecția sănătății salariaților, lucrătorilor, în caz de boală, boală profesională și accidente de muncă. Ratificarea și implementarea de către Republica Moldova a Convenției va contribui la perfecționarea legislației în domeniu și, prin urmare, la soluționarea mai multor probleme cu care se confruntă actualmente salariații, și anume identificarea și evaluarea riscurilor de expunere a lucrătorilor la locul de muncă, monitorizarea factorilor de mediu și a operațiunilor de producție care le-ar putea afecta sănătatea, participarea în procesul de examinare și analiză accidentelor de muncă și a bolilor profesionale, organizarea de prim ajutor și asistență medicală urgentă. Convenția 161 obligă statele membre să dezvolte treptat serviciile de sănătate ocupațională pentru toți lucrătorii, atât pentru cei angajați în sectorul privat, cât și pentru cei angajați în sectorul public în toate ramurile economiei naționale. Rog susținerea acestui proiect. Vă mulțumesc, doamna ministru, stimați colegi, o convenție foarte importantă și Republica Moldova se aliniază la această convenție. Dacă nu sunt întrebări sau obiecții, vă rog să aprobăm proiectul. Aprobat, vă mulțumesc. Următorul subiect, numărul 7, domnul ministru Ion Pierj, vă rog.
Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, se prezintă atenție dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului cu privire la aprobarea proiectului de lege pentru modificarea legii viei și vinului numărul 57 din 2006. Proiectul de lege menționat este elaborat de către Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului pentru implementarea recomandărilor Curții de Conturi, expuse în hotărârea Curții de Conturi numărul 57 din 24 octombrie 2019 cu privire la raportul auditului conformității gestionării mijloacelor fondului viei și vinului. Modificările propuse în proiect va permite eliminarea neclarităților legate de formarea și gestionarea bugetului Oficiului Național al Viei și Vinului și a Fondului Viei și Vinului gestionat de către oficiu, care la moment permite existența unor erori și neajunsuri în activitate. La fel, vor asigura o mai bună transparență în mecanismul actual de gestionare, calculare, încasare și evidență a contribuțiilor la Fondul Viei și Vinului. La fel, va asigura un proces reprezentativ de adoptare deciziilor în cadrul Consiliului de Coordonare a Oficiului. Totodată, venim cu unele modificări pentru susținerea producătorilor din domeniul vitivinicol și diminuarea poverii financiare a acestora prin reducerea unor cheltuieli financiare achitate în calitate de contribuții în Fondul Viei și Vinului. Spre exemplu, nu se va achita plata pentru strugurii vinificați în Republica Moldova și pentru materia primă produsă în Republica Moldova. Se va achita doar cota pentru litrul de produs îmbuteliat. Drept consecință, se dorește ca implementarea normelor propuse să asigure claritate și să sporească eficiența și eficacitatea gestionării mijloacelor alocate în Fondul Viei și Vinului, ramura să fie mai atractivă pentru actorii din sector, în vederea atingerii obiectivelor propuse într-o realizare politicii statului în sectorul vitivinicol și astfel asigurând o dezvoltare durabilă a acestora. Implementarea prevederilor proiectului nu necesită cheltuieli financiare suplimentare din bugetul de stat, iar proiectul a fost avizat de toate instituțiile interesate. Rog, aprobarea proiectului. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnul ministru. Stimați colegi, vă rog dacă sunt care întrebări la acest proiect de modificare a legislației. Nu sunt întrebări, vă rog să aprobăm proiectul. Vă mulțumesc. Următorul subiect, numărul 8, continuați, rog, domnul ministru. Stimate domnule prim-ministru, stimați colegi, se prezintă atenție dumneavoastră proiectul hotărârii de guvern cu privire la inițierea negocierilor asupra acordului de cooperare dintre Guvernul Republicii Moldova și Corporația Financiară Internațională în vederea realizării proiectului Reforma Climatului Investițional în Republica Moldova, faza 2. Prezentă hotărâre de guvern a fost elaborată în baza legii numărul 595-99 privind tratatele internaționale ale Republicii Moldova. Proiectul are ca scop sporirea competitivității pe piața sectorului privat și exporturile agricole prin deschiderea pieței Uniunii Europene pentru produsele de origine animală, în special carne de pasăre, ouă, lapte și produse lactate, și consolidarea capacităților de export a sectorului horticol. Bugetul proiectului este estimat la 3,8 milioane dolari SUA, dintre care 2,8 milioane dolari SUA constituie asistența tehnică nerambursabilă din partea Corporației Financiare Internaționale, iar 1 milion dolari SUA este contribuția guvernului sub formă de contribuții paralele, inclusiv plățile guvernului către părți terțe pentru bunurile și serviciile necesare pentru implementarea proiectului. Contribuții paralele reprezintă cheltuielile deja bugetate în bugetul de stat prevăzute pentru finanțarea instituțiilor și activitățile susținute de către proiect. Proiectul va realiza mai multe livrabile, inclusiv raport privind evaluarea infrastructurii naționale de laboratoare în vederea obținerii accesului la piețele Uniunii Europene pentru ouă și carne de pasăre, dar și produsele lactate din Republica Moldova. Studii de fezabilitate pentru construcția unei unități de procesare a subproduselor de origine animală în vederea creării unui sistem sigur de gestionare a maladiilor și deșeurilor în sectorul de producție animaliere. Vor realiza recomandări privind ajustarea și modernizarea cadrului juridic național cu scopul de a transpune regulamentele Uniunii Europene moderne în legislația relevantă a Republicii Moldova, în special în privința siguranței alimentelor referente cărnii de pasăre și produselor lactate. La fel, va fi elaborat un plan de acțiuni pentru sectorul de produse lactate și programul de monitorizare a laptelui crud, care urmează a fi instituită de autoritățile în vederea obținerii accesului pe piața Uniunii Europene, dar și un concept tehnic al sistemului informațional automatizat de transpunere, recepționare și evidență alertelor pentru alimente și furaje în conformitate cu prevederile hotărârii Guvernului 2017.
În contextul celor menționate, rog susținerea Guvernului pentru proiectul menționat. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnul ministru, stimați colegi, un proiect de asemenea foarte important. Vă rog, dacă sunt careva întrebări, propuneri, obiecții. Proiectul a fost examinat preventiv. Întrebări nu sunt, respectiv vă rog să aprobăm. Aprobat, vă mulțumesc. Continuați, vă rog, domnul ministru. Stimate domnule prim-ministru, stimați colegi, se prezintă proiectul hotărârii de guvern cu privire la aprobarea cerințelor sanitare veterinare față de hrană pentru animale. Prezentul proiect este elaborat în temeiul prevederilor legii numărul 221 din 2007 privind activitatea sanitară veterinară și vine într-o executare a articolului 181 din Planul Național de Acțiuni pentru implementarea Acordului de Asociere Republica Moldova Uniunii Europeane, dar și a Planului de Acțiuni a Guvernului. Prezentul proiect are drept scop asigurarea bunăstării animalelor, protecția sănătății consumatorilor și garantarea dreptului acestora la produse alimentare sigure, prin responsabilizarea operatorilor din domeniul hranei pentru animale. Proiectul hotărârii de guvern privire la aprobarea cerințelor sanitare veterinare față de hrană pentru animale reglementează un șir și un spectru larg de cerințe, printre altele cerințele pentru siguranța hranei pentru animale, cerințe față de furajele destinate unor scopuri nutriționale speciale, cerințe de etichetare, prezentare și ambalare a hranei pentru animale, cerințele de igienă față de hrană, cerințele față de importul și exportul hranei pentru animale și cerințele față de operatori din domeniul hranei pentru animale. De asemenea, proiectul conține prevederi ce vor asigura inofensivitatea hranei animalelor din punct de vedere a impurităților chimice rezultate din procesul de fabricație, prezența substanțelor a căror utilizare este interzisă, a rezidurilor tolerate prin alinierea la cerințele Uniunii Europene. Ca urmare, aprobării proiectului hotărârii de guvern va fi armonizat și ajustat cadrul normativ național ce reglementează hrana pentru animale. Proiectul menționat a fost supus avizării de către instituțiile interesate și discutat public. Vă mulțumesc și rog susținerea acestuia. Vă mulțumesc, domnul ministru, stimați colegi. Dacă sunt careva întrebări, vă rog să-mi comunicați. Nu sunt întrebări. În aceste condiții, vă rog să aprobăm și acest proiect. Aprobat, vă mulțumesc. În continuare, îl rog pe domnul ministru al Economiei și Infrastructurii, Anatol Satăi, să prezinte proiectul la subiectul numărul 10. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, se prezintă în atenția dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului privind modificarea anexelor numărul 1 și numărul 2 la hotărârii Guvernului numărul 1237 din 2018 cu privire la expropriere pentru cauza de utilitate publică a bunurilor imobile sau terenurilor și a dreptului de folosință asupra bunurilor imobile sau terenurilor situate pe amplasamentul lucrărilor de interes național de construcție a conductei de transport gaze naturale pe direcție Ungheni-Chișinău. Necesitatea modificării anexelor numărul 1 și numărul 2 din hotărârile enunțate a intervenit urmare deciziilor Comisiei pentru soluționarea întreprinderilor instituite în conformitate cu hotărârea Guvernului 1237 în vederea minimizării impactului social negativ urmare întreprinderilor persoanelor afectate de procedură de expropriere. Minimizarea acestui impact social a fost propusă inclusiv prin devierea conductei pentru a evita defrișarea a unor porțiuni de plantații multianuale, dar și pentru optimizarea amplasării conductei. Această deviere aduce la necesitatea modificării listelor persoanelor și sau terenelor afectate. Astfel, urmare modificărilor operate, persoanele noi identificate ca fiind afectate de construcția conductei de transport gaze naturale pe direcția Ungheni-Chișinău, în parte ce dispune plata despăgubirilor către exproprianți, vor fi despăgubite din mijloacele alocate de la buget de stat, în limita alocațiilor bugetare pentru anul 2021 pentru Ministerul Economiei și Infrastructurii și din mijloacele financiare ale SRL Vestmol Transgaz. Conform cerilor expuse, rog aprobarea proiectului de hotărâre. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnul ministru, stimați colegi, vă rog dacă sunt careva întrebări la acest proiect. Nu avem întrebări, respectiv vă rog să aprobăm proiectul. Vă mulțumesc, domnul ministru, dacă e posibil o succintă informație în privința aprovizionării cu gaze naturale Republicii Moldova după 1 ianuarie 2021, dacă este tot
în ordine și nu sunt riscuri pentru provizionare. Și a doilea subiect care se vrea foarte așa pe larg să-mi spuneți, în linii mari să-mi spuneți despre programul de reparație a drumurilor, suntem la sfârșit de an, la ce etapă suntem și ce restanțe mai sunt, dacă sunt, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați colegi, ce ține de subiectul aprovizionării cu gaze naturale a Republicii Moldova, țin să vă informez că pe mâine, data 17 decembrie curent, este preconizată ședința Consiliului de Observatori al SA Moldova Gaz, unde va fi examinată modificarea contractului, sau mai bine spus, prelungirea contractului, fără modificarea condițiilor care au fost agreate anterior. După asta, imediat, în perioada imediat următoare, ne urmează până la sfârșitul anului și ședința Consiliului de Administrare. Așa prevede procedura, Consiliul de Administrator, de Observator, Consiliul de Administrare, care, prin care va fi extins acest contract încă cu un an. Formula de calcul a gazelor nu se schimbă. Formula este legată inclusiv de mai multe parametri, dar majoritatea sunt prețurile pe piața plaț. Conform analizei care noi avem la moment, prețurile curente nu se preconizează majorarea sau divieri majore a prețurilor la livrarea gazelor comparativ cu trimestrul 4 existent. Imediat după semnarea contractului, vă informăm suplimentar. La moment riscurile nu le vedem. Permanent monitorizăm acest proces împreună cu colegii de la SA Moldova Gaz. Ce ține de implementarea programului Drumuri Bune? La moment, majoritatea raioanelor sunt, lucrările sunt finalizate și recepționate. Din suma totală alocate mai mult de un miliard, și mai precis un miliard și 40 de milioane de lei, sunt deja lucrările finalizate, recepționate și procedem la achitare. Aproape de 60 de milioane sau mai puțin de 5% din sumă totală sunt lucrările care la moment sunt în diferite etape de implementare, dar majoritatea, după cum cunoașteți, sunt în etapa de verificare, testare și verificare de laboratoare. Și aproape de 0,4% sunt lucrări care urmează să fie executate, din care aproape de 440 de metri de asfalt, lucrările care au fost oprite din cauza condițiilor climaterice nefavorabile, lucrările de pregătire sunt deja finalizate, așteptăm 2-3 zile pentru a finaliza această porțiune de 440 de metri. Prognoza meteo este favorabilă în acest sens. Și aproape de 6 km din varianta albă, la fel, în mod obligatoriu, noi le-am oprit toate lucrările din cauza condițiilor meteo nefavorabile, dar materialele au fost continuate lucrările de pregătire șantierului și de stocare materialului nemijlocit pe șantier. Primim informația pe 3 ore pe zi, nu avem riscurile majore de a nu implementa acest program până la sfârșitul anului. Domnul ministru, vă mulțumesc, asta ceea ce ține de programul Drumuri Bune, dar noi am alocat încă 1 miliard 600 ceva de milioane, dacă ținem minte bine, pentru fondul rutier, atât pentru ceea ce gestionează Ministerul Economiei, dar și o sumă importantă care este gestionată de autoritățile publice locale de nivelul 2 și 1. Acolo avem informația care este situația complementară. Ce ține de fondul rutier, recent, la începutul săptămânii, noi am primit informația operativă de la Administrația de Stat a Drumurilor. Majoritatea capitolilor sunt deja implementate. Unul capitol unde este diferență de aproape de 40 de milioane de lei care nu este implementată, ține de cofinanțarea proiectelor executate în mare majoritate prin susținerea Fondului Național pentru Dezvoltare Regională. După cum cunoașteți, anexul numărul 2 conține un șir de proiecte care noi cofinanțăm în valoare de până la 30%. Ținând cont că, cu părere de rău, beneficiarii nu au executat aceste proiecte, noi avem ce cofinanța. Înseamnă că fondul rutier la sfârșitul anului vom solicita diminuarea cu această sumă. Ce ține de fondurile alocate către administrații publice locale de nivelul 2, încă colectăm această informație, vom solicita prezentarea lor și să includem în premieră conform solicitării cursului din conturi în raportul cu privire la utilizarea fondului rutier, deoarece tot fac parte din fondul rutier. Cu greu colectăm această informație, ne-am adresat suplimentar către colegi, inclusiv din punct de vedere dacă au fost planificate surse suficiente pentru întreținere de iarnă și dacă au fost stocate toate materialele necesare. Majoritatea consiliilor raionale ne-au prezentat răspunsurile, avem această informație. Vedem că finalizarea sau utilizarea surselor financiare va fi mai mult de 95%.
dacă vorbim de administrație publică locală. Mulțumesc, domnul ministru. Deci dacă suntem la drumuri, din programul Drumuri Bune și fondul rutier, dacă adunăm, este vorba aproape de 3 miliarde de lei, pentru că 1.375 a fost la Drumuri Bune, inclusiv pentru Chișinău și Bălți, și 1.600 la fondul rutier. Asta sunt 3 miliarde. Dacă aveți sub mână acum din proiectele cu finanțare de externă la drum, de extern, la drumuri, dacă avem cât a fost valorificat, ca să dăm o cifră clară, cam cât s-a valorificat în drumuri anul acesta pe toate trei dimensiuni. Astăzi noi am primit ultima informație cu privire la executarea plăților. La moment avem aproape de 100 de milioane de lei care deja au fost, 1 miliard de lei care deja au fost plătite din programe finanțate de către Comisia Europeană, Banca Europeană de Investiții, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare și Banca Mondială din toate proiectele. Mai mult ca atât, la situația de azi pe proiecte pentru lucrări, avem aproape de 9 milioane de euro echivalent, care avem deja invoice-urile și va fi plătite în perioada următoare, încă n-am primit confirmare de la bench-urile care trebuia să efectuează plățile, și aproape de echivalent cu 1 milion de euro pentru serviciile de supraveghere tehnică și serviciile de consultanță. Anul ăsta, preconizăm, deja noi am depășit debursările care au fost efectuate anul trecut, am depășit cu mult, dar și anul trecut, la fel, după cum cunoașteți, a fost un an absolut record în utilizarea surselor din surselor financiare din creditele și granturile externe pentru reabilitarea drumurilor. Mulțumesc, domnul ministru. Deci, de informația prezentată, în afară de cele volume de lucrări care încă nu sunt prezentate la dumneavoastră, pe toate trei dimensiuni, pe toate trei programe, avem peste 4 miliarde de lei valorificați pentru infrastructura drumurilor în Republica Moldova. Vă mulțumesc, vă rog, până la finalul anului să prezentați toate, să asigurați prezentarea tuturor actelor care confirmă valorificarea și implementarea acestor proiecte. Domnul ministru, vă mulțumesc. Următorul subiect va fi prezentat de domnul Oleg Cara, directorul Biroului Național Statistic. Vă mulțumesc, stimate domnul ministru, stimate domnul ministru, stimați membri ai Guvernului. Atenția dumneavoastră se prezintă proiectul de hotărâre a Guvernului cu privire la aprobarea programului de lucrări statistice pentru anul 2021. Proiectul nominalizat a fost elaborat în temeiul articolului 11 al legii cu privire la statistică oficială, care stabilește că informația statistică este produsă de producătorii de statistici oficiale conform programelor multianuale și anuale de lucrări statistice aprobate de către Guvern. Programul de lucrări statistice cuprinde informații, responsabilități și termeni de realizare cu privire la cercetări statistice, lucrări de sinteză, studii, analize statistice, precum și publicații statistice. Acesta este format din două compartimente de bază. Primul se referă la lucrări și cercetări statistice realizate de către birou. Acesta include 107 lucrări statistice. Al doilea compartiment vizează informații și date furnizate Biroului Național de Statistică de către ministere și alte instituții. Acest compartiment include 119 titluri de date statistice și administrative necesare pentru elaborarea și diseminarea statisticilor oficiale. Proiectul programului statistice pentru anul 2021 prevede elaborarea a 144 comunicate de date statistice, 15 ediții statistice și informații care vor fi furnizate prin intermediul chestionarilor solicitate de către organizații internaționale. Proiectul nominalizat în comparație cu programul lucrării statistice pentru anul 2020 prevede includerea a 13 lucrări noi la solicitarea Ministerului Economiei, infrastructurii, a Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, Ministerul Finanțelor și altor instituții și altor utilizatori interesați în informații statistice. Proiectul programului lucrări statistice, de asemenea, prevede excluderea a 15 lucrări. Excluderea acestora este prevăzută în temei urmare a modificării surselor de date, în special urmare a utilizării mai intense a datelor administrative în locul rapoartelor tradițional colectate, fapt care contribuie la reducerea sarcinii informaționale asupra respondenților,
fără a reduce din valoare informațională a informației furnizate prin intermediul programului statistice. Realizarea programului va fi efectuată în limitele mijloacelor bugetare, alocate BNS și instituțiilor de resort. La definitivarea proiectului de hotărâre a Guvernului s-a ținut cont de propunerile și obiecțiile instituțiilor interesate, participante la avizarea și realizarea proiectului. Proiectul programului lucrării statistice a fost de asemenea examinat la ședința din 30 noiembrie a Consiliului Național pentru Statistică, fiind avizată pozitiv de Consiliu. Rog susținerea dumneavoastră a proiectului nominalizat al hotărârii Guvernului. Vă mulțumesc pentru atenție! Vă mulțumesc, domn director, stimați colegi, vă rog dacă să sunt preva întrebări referitor la acest program de lucrări statistice. Dacă instituțiile beneficiare a serviciilor Programului Național Statistic sunt satisfăcute de ceea ce impus pentru anul viitor, toate nici speția dumneavoastră, iar economiei, finanțelor, bătății, agriculturii și alte ministere. Dacă nu sunt întrebări și considerați că este lucrul tot ce aveți nevoie pentru anul viitor sub aspect de date statistice, vă rog să aprobăm proiectul. Aprobat, vă mulțumesc. Următorul subiect, domnul ministru al Autorului Satei, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați membrii ai Guvernului, se prezintă în atenția dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului pentru modificarea unor hotărârile Guvernului. Proiectul privește transmiterea funcțiunilor de posesor și deținător al sistemului informațional automatizat pentru gestionarea și eliberarea actelor permisive, SEA-GEAP, așa numit, care în prezent sunt exercitate de către Ministerul Economiei și Infrastructurii și respectiv Instituția Publică Agenției Servicii Publice, se transmite către Instituția Publică Agenției de Guvernare Electronică. În acest context se propun modificări în hotărârea Guvernului numărul 753 din 2016, hotărârea Guvernului numărul 550 din 2018, hotărârea Guvernului numărul 551 din 2018 și hotărârea Guvernului 1236 din 2018. Esența modificărilor propuse a fi operate în actele normative nominalizate au drept scop aducerea acestora în concordanță cu legislația în vigoare și Agenției de Guvernare Electronică, conform funcțiilor sale de bază, în domeniul elaborării, implementării și dezvoltării platformelor tehnologice guvernamentale comune, va asigura dezvoltarea continuă, coordonată și operativă a sistemului informațional automatizat pentru gestionarea și eliberarea actelor permisive, în calitate de posesor și deținător al acestuia. În contextul celor expuse, rog aprobarea proiectului de hotărâre. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnul ministru, stimați colegi, vă rog dacă sunt careva întrebări la acest proiect. Nu sunt doritori, respectiv vă rog să aprobăm proiectul. Aprobat, vă mulțumesc. Următorul subiect, domnul ministru Ion Pierge, vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, prezint atenție dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului pentru aprobarea regulamentului privind limitarea emisiilor de compuși organici volatili cauzate de utilizarea de solvenți organici în anumite vopsele, lacuri și în produsele de refinisare a autovehiculilor. Proiectul în cauză este elaborat în conformitate cu prevederile din Acordul de Asociere Republica Moldova Uniunea Europeană și a Planului de Acțiune a Guvernului. În procesul utilizării produselor, cum sunt vopsele, lacurile, produsele de curățare, dezinfectare și degresare, produsele cosmetice, produsele de refinisare a suprafețelor care conțin solvenți organici în aerul atmosferic sunt eliminați compuși organici volatili. Aceste emisii acționează negativ asupra sănătății umane, dar și asupra ecosistemului și a mediului înconjurător în ansamblu. Conform datelor Biroului Național de Statistică, în ultimii ani se atestă o creștere a cererii anuale de astfel de produse, fapt ce determină introducerea unor reglementări în domeniu cum ar fi limitarea compuștilor organici volatili și anumiți COV în produsele prevăzute în anexa numărul 1 a acestui regulament prin stabilirea unor valori limită la plasarea pe piață a produselor respective și etichetarea obligatorie acestora conform cerințelor Uniunii Europene. Compuși organici volatili contribuie la formarea ozonului troposferic, un oxidant fotochimic care, în concentrații ridicate, poate dăuna sănătății umane, întrucât emisiile de COV din vopsele și lacuri sunt clasificate drept toxice și cancerogene.
Prevederile stabilite în regulament vor contribui la reducerea emisiilor de COP și, în consecință, la reducerea concentrațiilor de poluanți în aer, asigurându-se protecția atât a mediului înconjurător, cât și a sănătății populației. În contextul celor menționate, rog susținerea proiectului dat. Vă mulțumesc, domnul ministru, stimați colegi, vă rog dacă sunt careva întrebări referitoare la proiectul respectiv. Nu sunt întrebări, vă rog să aprobăm proiectul. Vă mulțumesc. Subiectul numărul 14, continuați, vă rog, domnul ministru. Stimate domnule prim-ministru, stimați colegi, se prezintă atenție dumneavoastră proiectul de lege cu privire la grupurile de acțiune locală. Proiectul este elaborat de către Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului, în colaborare cu rețeaua națională LIDER, care promovează abordarea LIDER în Republica Moldova, prin susținerea și reprezentarea intereselor grupurilor de acțiune locală, așa numite GAL-uri. Necesitatea elaborării și promovării proiectului de lege cu privire la grupul de acțiune locală a fost determinată de modificările propuse prin legea numărul 17 din 20 februarie curent, în legea numărul 276 cu privire la principiile de subvenționare în dezvoltarea agriculturii și mediului rural. Aceste modificări se referă la crearea programului de stat lider, finanțat din sursele publice cu o valoare de până la 5% din Fondul Național de Dezvoltare a Agriculturii și Mediului Rural. Mecanismul de funcționare a abordării LIDER este bazat pe grupurile de acțiune locală, care reprezintă parteneriate intersectoriale, formate din reprezentanții sectorului public, antreprenoriat și civic, cu statut de persoană juridică și non-profit. Grupurile de acțiune locală se constituie în scopul dezvoltării teritoriale rurale din componența acestuia, în scopul elaborării și implementării strategiilor de dezvoltare locală în cadrul abordării LIDER. Actualmente, grupurile de acțiune locală nu sunt înregistrate în calitate de persoane juridice, din lipsa reglementării acestei forme speciale de organizare în cadrul legal al Republicii Moldova. Proiectul de lege propus vine drept o soluție pentru înregistrarea și reglementarea activității GAL-urilor. Prezentul proiect reprezintă o lege specială nouă, care are drept scop crearea cadrului legal prin constituirea și funcționarea grupurilor de acțiune locală în calitate de entitate juridică. Proiectul are drept obiectiv de reglementare constituirea, activitatea, reorganizarea și lichidarea grupurilor de acțiune locală. În procesul de elaborare a acestui proiect de lege, Ministerul s-a condus de practică existentă de creare și funcționare a GAL-urilor, colaborând cu organizații ce au facilitat crearea acestora. Mă refer la partenerii de dezvoltare a Ministerului pentru dezvoltarea și finanțarea GAL-urilor în Republica Moldova. Proiectul de lege este însoțit și de analiza ex-ante a măsurii LIDER și de analiza impactului de reglementare. Proiectul de referință a fost avizat și expertizat de către Ministerul de Resort, Centrul Național Anticorupție, Rețeaua Națională LIDER și Rețeaua Națională de Dezvoltare Rurală, dar și alte instituții interesate. Pentru implementarea acestui proiect se vor utiliza doar sursele financiare prevăzute de buget anual în Fondul de Dezvoltare Agricolă și Mediul Rural. Rog susținerea proiectului. Mulțumesc, domnul ministru, stimați colegi, vă rog dacă avem careva întrebări, obiecții. Nu sunt, am discutat acest proiect preventiv, respectiv vă rog să aprobăm proiectul. Aprobat, vă mulțumesc. Subiectul numărul 15, vă rog continuați, domnul ministru Ion Pierge. Stimate domnule prim-ministru, stimați colegi, prezint proiectul hotărârii de guvern cu privire la Programul Național de Dezvoltare a Orașelor Poli de Creștere în Republica Moldova. Prezentul program a fost elaborat în vederea implementării strategiei naționale de dezvoltare regională pentru anii 2016-2020, aprobat prin legea numărul 239 din 2016 și a planului de acțiune a guvernului. Programul este focusat pe obiectivul de creștere economică durabilă a 6 orașe. Se vorba de Iedineț, Soroca, Ungheni, Orhei, Comrat și Cahul, desemnate ca poli de creștere. Noul element propus pentru implementare îl prezintă noua paradigmă de dezvoltare regională. Astfel, prin intermediul programului se propune a reorienta efortul de sprijin și asistență spre un nou obiectiv. Acest obiectiv vizează modul în care creșterea din anumite orașe, cu potențial de deveni motoare de creștere economică la nivel național și regional, poate sprijini dezvoltarea zonelor rurale proxime, ale căror ritm de creștere este mai lent. În același timp, implementarea acestui program urmărește sprijinirea acestor 6 municipii să depășească
principalele carențe de dezvoltare în vederea corespunderii indicatorilor minim înaintați față de un oraș ca pol de creștere regională. Dacă este să ne referim la finalitățile acestui program, acestea țin de faptul că locuitorii din toate orașele pol de creștere vor avea un acces îmbunătățit la infrastructură de mobilitate urbană și suburbană. Astfel, calitatea peste 50% din drumurile locale vor fi îmbunătățite. Vor fi îmbunătățit transportul public. Va fi o rată de acoperire a locurilor de muncă va crește semnificativ și ca urmare va crește semnificativ și salariul mediu. Capacitatea fiscală acestor orașe ca pol de creștere regională va constitui minim 70% din nivelul municipiului Chișinău, de exemplu. Nivelul de acoperire cu servicii de utilități publice din orașele poli vor crește semnificativ și va fi conform cerințelor minime înaintate în cadrul legal. Astfel va fi îmbunătățită atât infrastructura drumurilor, acoperire cu accesul la apă potabilă, iar dotarea tuturor orașelor port de creștere va fi cu stații de epurare a apelor uzate. Dacă e să ne referim la, în termen cantitativ la unii indicatori, ca urmare a implementării programului în municipiile beneficiare, urmează ca minim 65-70 de kilometri de străzi din fiecare oraș să fie reabilitate. Minim 80 de unități de transport public să fie procurate pentru dotarea sistemelor de transport public. Să fie lansate incubatoare de afaceri, lansate platforme industriale, centre de business regionale funcționale. Deja am menționat stațiile de epurare în orașele poli, dar și multe alte facilități pentru locuitori care va da posibilitatea să dezvolte atât infrastructura economică și socială și să fie mai atractivă pentru investitori. În rezultat, în urma implementării programului, se urmărește ca municipiile desemnate ca pol de creștere să devină mai atractive atât pentru locuitori cât și pentru antreprenori și atragerea investițiilor. Rog susținerea programului dat. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnul ministru, stimați colegi, vă rog dacă sunt întrebări. Domnul ministru, dacă e posibil, mai numerizați odată orașele, cele 6 orașe. Este vorba de 6 municipii ale țării, este vorba de Iedineț, Soroca, Urhei, Cahul, Comrat și Ungheni. În total, domnul prim-ministru, stimați colegi, costul total al programului constituie în jur de 2,7 miliarde lei, care acoperă necesitățile municipiilor pe care le-am menționat pentru diverse programe de infrastructură, dar nu numai. Vă mulțumesc. Care au fost criteriile de selectare în numărul acestor 6 calități? Până la selectare au fost efectuate studii de fezabilitate regionale și, de fapt, programul menționat a fost, originea lui se află anume din discuțiile publice care au avut loc și din programul de dezvoltare regională. Au fost, după cum vedeți, selectate orașele pe întreg întinsul țării și, după cum am menționat, aceste orașe poli de dezvoltare trebuie să contribuie la dezvoltarea sectorului rural care este mai puțin dezvoltat în jurul acestor orașe. Astfel ca investitorii să nu fie orientați întotdeauna doar spre Chișinău și Bălți, spunem așa. Mulțumesc. Dumneavoastră, din ce raion sunteți? Eu, personal, Telenești. Mulțumesc. Colegi, alte întrebări? Nu sunt. În aceste condiții, vă rog să aprobăm proiectul respectiv. Aprobat. Vă mulțumesc. Următorul subiect, doamna secretar de stat al Ministerului Finanțelor, Tatiana Ivanișchina, vă rog. Bună ziua, vă mulțumesc! Stimați domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, se prezintă atenției dumneavoastră proiectul de hotărâre a Guvernului cu privire la aprobarea vizului asupra proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte legislative înaintat cu titlul de inițiativă legislativă numărul 404 din 28 septembrie 2020. Inițiativa legislativă în cauză are drept obiect de reglementare instituirea dreptului autorităților publice locale
să stabilească și să majoreze suma sporurilor salariale, a premiilor, precum și să acorde ajutoare materiale din contul veniturilor proprii. Adoptarea unor dispoziții legale prin care să se prevadă reglementarea distinctă a sporurilor, premiilor și ajutoarelor materiale pentru o anumită categorie de personal nu se consideră a fi oportună, având în vedere caracterul unitar al sistemului de salarizare din sectorul bugetar. Astfel, stabilirea unor condiții preferențiale pentru unii angajați din sistemul bugetar încalcă principiile sistemului unitar de salarizare, stabilit prin legea numărul 270 din anul 2018 privind sistemul unitar de salarizare în sectorul bugetar. De asemenea, este necesar de menționat că peste 70% din veniturile autorităților publice locale constituie transferurile de la bugetul de stat, fiind evidentă dependența bugetelor locale de volumul transferurilor de la bugetul de stat. Totodată, în ultimii ani, de la bugetul de stat către bugetele autorităților locale au fost alocate suplimentar transferuri pentru acoperirea cheltuielilor de personal, ceea ce denotă incapacitatea autorităților publice locale de a-și acoperi necesitățile de achitare a salariilor angajaților unităților bugetare din sfera de competență proprie. Astfel, instituirea dreptului de a suplimenta salariile în instituțiile subordonate în situația când din bugetul de stat se prevăd mijloace pentru compensarea creșterilor salariale nu este oportună din punct de vedere a gestionării eficiente a banului public. Iar la această propunere s-ar putea reveni ulterior în funcție de consolidarea capacității bugetar-fiscale și a independenței financiare ale autorităților publice locale. În contextul celor menționate, guvernul nu poate să susțină inițiativa legislativă în cauză. Vă mulțumesc, doamna secretar de stat, stimați colegi, dacă sunt careva întrebări la acest proiect de aviz. Consider argumentele foarte bine întemeiate, de ce vă rog să aprobăm proiectul avizului. Aprobat, vă mulțumesc. Vă rog să continuați, domnule Vajdică. Stimați domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, se prezintă atenției dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului pentru aprobarea avizului la proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative înaintat cu titlul de inițiativă legislativă numărul 428 din 21 octombrie 2020. Proiectul de lege înaintat spre examinare prevede în principal modificări ce țin de 1. Schimbarea modului de repartizare a mijloacelor financiare acumulate din taxa pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova, și anume în cuantum de 25% către fondul rutier și în cuantum de 75% către bugetele locale de nivelul 1, inclusiv modificarea destinației utilizării mijloacelor fondului rutier. Și 2. Majorarea cuantumului resurselor din bugetul de stat alocate în Fondul Național de Dezvoltare Regională la minim 3% și modificarea utilizării mijloacelor acestuia. Referitor la prima propunere de modificarea modului de repartizare a mijloacelor fondului rutier și destinația utilizării acestuia, promovarea nu poate fi susținută având la bază următoarele argumente. Potrivit legii numărul 397 din anul 2003 privind finanțele publice locale, transferurile cu destinație specială destinate infrastructurii drumurilor publice locale pentru bugetele locale de nivelul 1, inclusiv pentru bugetele municipale Chișinău și Bălți, sunt calculate și distribuite proporțional numărului populației din teritoriul unității administrativ-teritoriale respective, în baza datelor oficiale existente la momentul calculării acestora, în cuantum de 50% din volumul total al taxei pentru folosirea drumurilor de către autovehiculele înmatriculate în Republica Moldova, aprobat în legea anuală a bugetului de stat, și se utilizează exclusiv pentru infrastructura drumurilor comunale și a străzilor. Respectiv, modificările propuse în inițiativa legislativă vor crea premize pentru distorsionarea modului de finanțare a lucrărilor de întreținere, reparație și construcție a drumurilor publice naționale și locale din Republica Moldova, contribuind negativ asupra stării drumurilor publice și a condițiilor de deplasare pe acestea. Totodată, proiectul nu prevede soluții privind acoperirea surselor de constituire a fondului rutier, care se propun a fi diminuate, ceea ce poate afecta finanțarea contractelor aflate în curs de derulare.
referitor la a doua propunere de majorare a cuantumului resurselor din bugetul de stat alocate Fondului Național de Dezvoltare Regională la minim 3%, această propunere nu poate fi susținută deoarece contravine legii finanțelor publice și responsabilității bugetare fiscale, unde este stipulat că stabilirea prin alte acte normative decât legea bugetară anuală a unor sume sau cote procentuale din buget sau din produsul intern brut destinat anumitor domenii sau sectoare nu se admite. Totodată, în baza angajamentelor asumate, Republica Moldova s-a angajat să-și perfecționeze cadrul normativ de funcționare a politicii în domeniul dezvoltării regionale, în acest sens fiind aprobat noul concept al dezvoltării regionale în Republica Moldova, focusat pe dezvoltarea economică, competitivitatea regiunilor și dezvoltarea urbană. În scopul continuării perfecționării cadrului normativ, proiectul de lege propus prin inițiativa legislativă se susține doar parțial, și anume propunerea de introducere a literei I la articolul 5 aliniatul 6 al legii numărul 438 din anul 2006 privind dezvoltarea regională în Republica Moldova, cu următorul cuprins, care se referă la faptul că președintele Consiliului Național de Coordonare a Dezvoltării Regionale va prezenta anual până la 31 martie anul următor în plenul Parlamentului raportul de implementare a strategiei naționale de dezvoltare regională, în special informația privind proiectele aprobate în derulare și finalizate, finanțate din sursele Fondului Național de Dezvoltare Regională. Reieșind din cele menționate, solicităm susținerea proiectului. Vă mulțumesc mult, doamna secretar de stat, stimați colegi, vă rog dacă sunt careva întrebări, obiecții la acest punct de vedere a Ministerului Finanțelor față de inițiativa legislativă. Nu sunt întrebări. În aceste condiții vă rog să aprobăm proiectul avizului pregătit de Ministerul Finanțelor. Aprobat, vă mulțumesc. Următorul subiect, numărul 18, domnul ministru Anatolii Usatăvăr. Stimate domnule prim-ministru, stimați membri ai Guvernului, se prezintă în atenția dumneavoastră proiectul hotărârii Guvernului pentru modificarea hotărârii Guvernului numărul 1232 din 2016 cu privire la unele aspecte de introducere a produselor petroliere prin frontiera de est. După cum cunoașteți, începând cu luna august 2016, autoritățile din Ucraina au asistat importul produselor petroliere pentru regiunea transnistriană prin intermediul căilor ferate, prin punctele de trecere Slobodka și Cuciurgan. Astfel, traficul produselor petroliere a fost redirecționat prin punctul de trecere Ochniță, ulterior fiind transportate la stații de cale ferată Râbnița și Bender 2. Urmarea negocierilor în formatul 5+2 a fost promovată hotărârea Guvernului cu privire la unele aspecte de introducere a produselor petroliere prin frontiera de est, care a permis vămuirea la postul vamal Bender 2 a produselor petroliere introduse prin punct de trecere a frontierei de stat Novosavitskaya Cuciurgan până la data de 31 decembrie 2016. Problema a fost soluționată temporar, regiunea transnistriană având un termen provizoriu pentru importul produselor petroliere până la instituirea controlului în comun prin punctul de trecere a frontierei de stat Novosavitskaya Cuciurgan. Cu regret, instituirea controlului în comun la punctul de trecere a frontierei în cauză se tărăgânează, astfel la fiecare jumătate de an Guvernul Republicii Moldova prelungește termenul de vămuire a produselor petroliere la postul vamal Bender 2. În contextul celor menționate, a fost elaborat prezentul proiect de hotărâre, prin care se permite vămuirea produselor petroliere la postul vamal Bender 2 până la data de 30 iunie 2021. Conform celor expuse, rog aprobarea proiectului de hotărâre. Vă mulțumesc, domn ministru, stimați colegi. Dacă avem careva întrebări, vă rog să vă expuneți referitor la acest proiect. Nu sunt. În aceste condiții, vă rog să aprobăm proiectul respectiv. Aprobat. Vă mulțumesc, stimați colegi, și cu acest subiect am epuizat ordinea de zi propusă pentru astăzi. Înainte de a finaliza ședința, vreau să rog pe doamna ministru Viorica Dumbrăveanu succint despre disponibilitatea locurilor în spitale în legătură cu pandemia COVID-19. Vă rog. Stimate domnule prim-ministru, stimați colegi, conform informației care a fost discutată pe platforma punctului
focal, la momentul actual avem spitalizate 3859 de persoane, în terapie intensivă sunt 286 de persoane, 60 de persoane sunt intubate. Deci în tratament la domiciliu este vorba despre cifra de 8889 de persoane. Pe parcursul zilei de ieri au fost vindicați 1135. Dacă zilnic aveam circa 300 de persoane care se spitalizau, în ultimele două zile acest număr a scăzut și este vorba de circa 200 de persoane care se spitalizează. Context în care avem locuri disponibile, dar oricum suntem în situația în care înțelegem că situația epidemiologică este incertă, de aceea de comun cu Direcția Asistență Socială și Sănătate din municipiul Chișinău vom activa, deci, în următoarea perioadă alte paturi pe platforma Spitalului Fizio-Pneumologic, dar mai avem încă o rezervă ce ține de un spital republican care va fi activat la necesitate, reiterez. Mulțumesc. Vă mulțumesc, doamnă ministru. Cu toate acestea, chiar dacă sunt identificate noi capacități în spitale, încă o dată facem apel către cetățeni să respecte regulile și să poartă mască acolo unde este indicat de către instituțiile competente ale statului. Stimați colegi, cu aceasta propun să închidem ședința de astăzi. Tuturor sănătate, seară bună!